Tenisul de când va detrona fotbalul în Galați în 2015, meciul România-Spania din Cupa Federației va reprezenta evenimentul numărul 1 în orașul de la Dunăre. George Cosac, președintele Federației de Tenis, crede că orașul de la Dunăre va fi la înălțime. Într-adevăr au fost mai multe cereri, dar degeaba ai, să zicem, o polivalentă de nivel european sau de nivel mondial, dacă nu există și o implicare pe măsură. Ca și cum ai avea un Mercedes și n-ai bani să-i pui benzină sau mai știu ce. Degeaba. Dar cred că a venit și timpul Moldovei să poată organiza evenimente de asemenea învergură. Până acum am organizat la Timișoara, la Cluj, la Brașov, la Sibiu și cred că este timpul ca și Moldova să găzduiască un astfel de eveniment. Marius Stan crede că locuitorii Galațiului abia așteaptă întâlnirea cu Simona Halep. Primarul este chiar nerăbdător să dea mâna cu cea de-a treia tenismen a lumii. Un eveniment de asemenea amploare merită toate sacrificiile și fie primit. Nu e nici atât de scump ca să ne sperie. Faptul că se organizează un astfel de eveniment în Galați este într-adevăr ceva excepțional. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului președinte, domnului Cosac, pentru faptul că a sprijinit acest proiect, în care, cu toată sinceritatea, la început eu nu prea am crezut, am zis că nu, e așa o poveste, dar uite că povestea s-a transformat în realitate. Și eu personal, și cred că mulți, foarte mulți români, față de Simona Halep, cred că avem o simpatie și o prețuire care nu mai trebuie comentate. Cred că după ce dau mâna cu Simona Halep, probabil că nu mai spun ziua, măcar ziua respectivă. Galațiul va fi pe buzele iubitorilor tenisului din Europa, ceea ce nu este puțin lucru. Numele orașului de la Dunăre va fi din nou cunoscut în întreaga lume după participarea oțelului în Champions League.